Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care trăiești toate creștinești, Vizierul, Bunătății, Dăcătorul în viață, vină să se plăiește în noi și ne plăiește toată Dumnezeu și mântuiește bunurile suflete noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Moarte și noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Moarte și noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Moarte și noi. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-au arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, precum casei lui Zaheu, s-a făcut mântuire Hristoase, cu intrarea ta astăzi și acum, cu intrarea Sfinților Tăi slujitori și cu aceștia Sfinților Tăi îngeri de pace ta, casei acesteia, și cu milostivire o binecuvintează, mântuind și luminând pe toți cei ce vor locui în ea. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne, Hristoase, Dumnezeul nostru, care binevoit a intrat sub acoperământul Vameșul Zaheu și ne-ai făcut mântuirile și în toată casa Lui, însuși acum păzește-ne vătămați de toată răutatea pe cei ce voiesc a locui aici și aduc ție rugăciuni prin noi nevrednici și binecuvintează pe ei și casa aceasta și păstrând totdeauna viața lor nemântuită, și le dăruiește cu destulare toate bunătățile tale spre folos, prin binecuvântarea ta, că ție este cu toată slava, cinstea și încrederea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Domnului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, care într-o cele de sus locuiești și pe cele smeriți privești. Cel ce vine cu întanță, casa lui Iovan, intrarea lui Iacob, și casa lui Putifar, cu venirea lui Iosif, cel ce vine cu întanță, casa lui Abiadar, prin aducerea în archivotul legii, și în zile venirii tale, într-un Hristos, Dumnezeu nostru, ai dălui mântuire în casa lui Zaheu însuți, binecuvintează și casa aceasta, și cu frica ta întărește pe cei ce vor locui în ea, și păzește învătămâna de cei potrivnici, și le trimite binecuvântarea Ta, mulțumim la locașul Tău și binecuvântează și mulțește toate bunătățile în casa aceasta, că Ție se cuvine a ne mântui pe noi, Dumnezeu nostru, Ție slavă, mulțumim Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, caut acum cu milostivire este rugăciunea mea smeritului și nevrenicul Tău slujitor și trimite harul preasfântul Tău Duh peste undelenul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfinția locului acesta și acasă ce s-a zis pe el și spre alungarea tuturor puterilor potrivnice și a bântuielor diavolești. Plătuiești cel ce binecuvântuiești și sfințești toate Dumnezeu să-i slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, Doamne, casa aceasta și o umple de bunătățile tale cele pământești și pe cei ce voiesc fie vlavie să locuiască în ea, păzește nevătămați de toată întâmplarea cea rea și le dăruiește toată destulare binecuvântării tale cele cerești și pământești
și ca un îndurat, îi miluiește după mare milă ta. În înțelepciune drept să ascultăm noi Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Domnului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelie Sfânta citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Iisus ne-a ivon și iată un bărbat cu numele Zachel și acestea mai mare vamă și-o și era bogat și căuta să vadă ce zice Iisus, dar nu putea zi mulțime, pentru că era bine de statură și are gând de înainte, s-a zis tuturor într-un sicomor ca să-l vadă, deși acolo vrea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus privind în sus, a zis către el, Zachel, coboară de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând toți, murmurau zicând că intrase de-o viață la un om păcătos. Iubiți-vă, binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta plezește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează Biruință, binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic și în vecii vecilor. Amin. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Este o binecuvântare aceasta sfințită să se împărteze toată lucrarea cea diavolească. Se binecuvintează casa aceasta prin ungere cu acest un de lemn sfințit. În numele Tatălui. Amin. Și a Fiului. Amin. Și a Sfântului Duh. Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iisus. Hristos, ni ca, adică, eu sunt Mântuitorul Lumii. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, după mare mila ta, rogăm-ne ție, auzi-ne. Și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea. Rogă-L Dumnezeu că ai vorbit prin casa aceasta. Ne rugăm pentru casă primită binecuvântarea sa asupra robilor tăi, Vasile, Florin, Irina, Ioana, cu toții caselor Mihaela, Rareș, Cosmin, cu Romnezeu Simona, Ionut și Teodora, dinpreună cu robii tăi, care au lucrat la această casă, care au contribuit pentru ridicarea casei acesteia, pentru toți care au ajutat pentru finalizarea caselor acestora și asupra tuturor celor care goiesc la locul ei, fie Vladie, să-L trimită pentru Său cel milostiv, să-I păzească, să-I ferească de toate răutatea, să-I povățuiască de lucrarea tuturor faptelor cele bune, dispărbirea tuturor porunci, să-L le păzească, să-I păzească de vol, de foame, cu tremuri, de potop, de foc, de sabie, de vineatul neamă, sfârmată, zborul cei de noi și pe ruca blândurile, să te doși cu tot de oameni să fie, bunul Dumnezeu nostru, să-L dăruiască sănătate și zile delungate, și tu toate să-i destuleze, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Auzi-ne pe Dumnezeu, deja turmaților pământului și a celor ce suntem mari de parte, și milostivii noștri, Stăpâne, pentru păcate noastre, și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeule, ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pe rândul celui prea preotei Maicii sale, cu puterea cinstitești de viață păcătoare cruci. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, ale Sfântului Marilor și Gheorghe, ocrotitorul parohiei și a familiilor acestora, cu rugăciunile Preavioviasei Maicii noastre Parascheva și a Sfântului Mucenic Ioan celor de la Suceava, cuturile noștri Moldova, cu rugăciunile Sfântului Antipa de la Călăpădești, ocrotitorul Bacăului și al eparhiei noastre, cu rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul românilor și a României, și cu rugăciunea tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun de oameni iubitor. Amin. Robilor lui Dumnezeu, tuturor celor care vor locui în casa aceasta, vibrând cu familia lor, robilor lui Dumnezeu, ce-au contribuit la ridicarea din casa acestora, la frumusețarea lor, și tuturor celor care cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu au ajutat în sprijinirea acestui proiect, dă-le, Doamnelor, zile îndelungate, sănătate, bună, scurie tu toate, iertare păcatul, mântuiește-te în credință și păzește într-un mulți și binecuvântați anii, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască și păzește pe dâșii într-un mulți și binecuvântați anii, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Da, s-a dus ăla, s-a dus în departe. S-a dus în departe. Să nu se dărâm în casă. Bravo! Daniel,
Ăla de sus care e mai greu, bineînțeles. Dar nu-i nimic al doar. Vă rămâne, dumneavoastră. Este doar, nu? Bravo! Mă încălzunați că e de acasă. Da? Că vine numai cunoscută. E de acasă, da, e de acasă. Mi s-a terminat bateria! Vin cu mâine și îmi termin treaba. Dana, fino, te rog frumos. Hai, să facem o poză. Ich bewege mich jetzt nicht weg, bis ich mir das sage. Hm? Hai, rămâne aici. Hai, aici. Ok? Echipa, nu? Te lăsăm acolo. Știu. Haide și la asta. Da? Haideți lângă noi. Haide. Haideți, părinte. Da? Aici. Hai, Irina cealaltă. Da, și Irina. Așa, asta e foarte bine. Să fie într-un ceasul. Da. Mulțumim. Da. Părinte, ia dați-ne cu aia. Da, gau! Mulțumim! Să facem și o poză de echipă. Ia o poză de echipă. Wir möchten auch ein Team, ein Gruppenfoto machen mit unserem Team. Ana, veniți cu aia, Alex. Daniel, veniți cu aia, Daniel. Așa. Puțin mai lungă. Așa, așa. Să fac bănuțele? Bănuțele noastre. Mai strâns. Voi, marker. Echipă.